Festivalul Romanii Cultura s-a deschis cu un târg al meșteșugarilor. Vestiți bijutieri din țară au făcut o demonstrație de confecționare a bijuteriilor. Sunt meșter argintar țigan. Sunt din București și, dacă vreți să știți, practic meseria de 50 de ani. De la 9 ani am început să lucrez, dar la 13-14 ani, deci câștigam banii pe lângă părinți. Și lucram cum lucra și tatăl meu și bunicii și străbunici, decât să umbla cu căruța. Meseria de, să zic așa, bijutier popular, nu știu cum să-i spun, o denumire mai așa, mai corectă, mai exactă. Și încercăm să o dăm mai departe, să o predăm la copii, la nepoți, pentru că, să zic așa, cred că face parte din identitatea noastră. Craiovenii care vor ajunge în piața Mihai Viteazu vor vedea o expoziție de artă plastică și fotografică, expoziție cu vânzare de produse tradiționale, un stand de prezentare a produselor culturale, unde vizitatorii care sunt interesați de diferitele teme, limba romanii, identitate, istorie, pot solicita cărți sau informații despre minoritatea romă. Frumos! Meseria și meșteșugar bun. Bun. Să vede. Să și cumpărați ceva? Nu, dar e frumos. Doar mă uitam, din curiozitate. Este prima ediție a unui festival important la nivel național, cu un impact european, dacă vreți, pentru că este vorba de meșterii autentici care au avut un succes la nivel național și internațional, dar este vorba și de cei mai frumoși și cei mai buni artiști care sunt foarte cunoscuți. Festivalul Romanii Cultura le oferă craiovenilor în acest weekend și un spectacol de muzică. Invitați vor fi formația Oltenia Gypsy Star, Mahala Raibanda și Taraful din Clejani.